Salutare, prieteni! Cu voi este Ștefan și astăzi vă prezint al treilea episod din Goana după Comori. Să începem! Bun, vom începe aici în groapa asta să căutăm. Aici este fostul câmp de luptă dintre Germania și Franța. Deci să vedem că gropile astea imense, că sunt destul de mari. Nu știu dacă puteți vedea acolo una, am pe aici așa. Sunt destul de mari și că de la bombe, cum au căzut. Mai să vedem dacă găsim ceva. Opa. Să vedem mai în jur. Deci aici. Bun. Pare că aici este. Să începem. Sper să găsim ceva mai spectaculos de data asta. Acum rămâne de văzut. Acum vom săpa, cum să zic, în jurul locului unde a fost detectat metalul. Pentru a nu lovi cine știe ce e dedesubt. Ia să mai vedem încă o dată unde a fost detectat. Deci aici. Aici. Cam așa. Bun. Să sperăm că scăpăm cu viață după asta.
Pare că este destul de adânc. Acum să vedem cam cât de adânc. Cum spuneam, trebuie să fac cu grijă și cu răbdare. Că m-au trecut toate apele. Sperăm că va fi totul bine. Luăm așa încet, încet pe straturi pentru a vedea ce este. Haideți să mai vedem încă o dată unde s-a detectat, pentru a nu... Aici se pare că... Bun.
am găsit. Am găsit ceva. Nu știu exact ce e. Nu știu dacă puteți vedea. Stați așa. Pare că e gol, dar să vedem ce e cu adevărat. Pare că aici este fundul. Da? Acum să vedem ce este cu adevărat. Că sunt și eu tare curios. Am început să dea atac cu țânțarii. Vedem ce e. Pare că e ceva, dar nu pot să-mi dau seama ce e încă. Pare ca un fel de doză ceva. Încet, să nu se degradezi atâta. Gata. Pare că e o doză. Dar de la ce nu știu exact. E o doză, dar uitați aici cum are gura numai. Nu știu, am să caut pe net toate dozele posibile, să văd care... Ia, stați așa că e ceva aici. Stați așa să curăț. Stați un pic. S-a mai găsit ceva. Nu, l-a apucat. L-a apucat pe el. Da.
Are ceva ștanțat pe el. Haideți să vedem ce este. Că lift ring pull. Rat band. Nu știu ce e. Am să caut lift ring pull. Și am să las linkul în descriere la ceea ce găsesc. Cam atât pentru azi, dragi prieteni. Se pare că asta a fost descoperirea noastră de astăzi. Dar voi reveni cu noi clipuri și nu uitați, like, share, subscribe și apăsați pe clopoțel pentru a vedea când voi posta următorul clip. Și încă ceva, vreau să fac un anunț, urmăriți-o pe Nicoleta, voi lăsa linkul în descriere, dați subscribe și share la fiecare videoclip pentru că postează niște povești interesante și care te lasă la final de videoclip cu un suspans imens. Urmăriți-o!